Secția de volei a Clubului Sportiv Școlar Nicu Gane din Fălticeni are din nou un sezon bun, atât la junior 2 cadeți, cât și la junior 3 cadeți. Astfel, după ce în urmă cu o săptămână, echipa de junior 3 s-a calificat la turneul semifinal, în weekend și-a asigurat prezența în penultima fază a campionatului național și cea de junior 2. În penultima etapă din sezonul regulat, echipa pregătită de antrenorul Marius Stan a reușit să se impună pe terenul celor de la CSŠ Buzău cu scorul de 3-1 la seturi. Grația acestui succes obținut în fața echipei de pe locul 2, tinerii voleibaliști fălticeneni și-au asigurat și matematic prezența la turneul final de pe prima poziție în serie, indiferent de rezultatul din ultima rundă a turului. În deplasarea de la Buzău, CSŠ Nicu Gane a beneficiat din nou de serviciile capitanului de echipă, Teodor Călugărița, ridicător ce a lipsit la ultimele două etape, una din ele pierdută în fața sucevenilor de la LPS, aceasta fiind singurul eșec în 8 etape pentru fălticeneni. Elevii lui Marius Stan au câștigat primele două seturi de la Buzău cu 25-18 și 25-22, dar l-au pierdut pe al treilea la 19 pe fondul unei relaxări, dar și al unui serviciu foarte bun al gazdelor. Voleibaliștii de la CSŠ Nicu Gane s-au concentrat mai bine în setul 4 și au închis meciul după 25-17. Chiar dacă am pierdut un set, important este că am câștigat la Buzău și ne-am îndeplinit un prim obiectiv. S-a simțit mult și revenirea ridicătorului Teodor Călugărița, jucător important ce a lipsit și am fost nevoiți să improvizăm pe postul de ridicător. Am avut un parcurs destul de bun în acest sezon regulat, dar sper să avem o evoluție constantă și mai bună la turneul final, astfel încât să ajungem din nou în lupta pentru medalii la turneul final, a declarat antrenorul Marius Stan. În disputa cu CSŠ Buzău, echipa CSŠ Nicu Gane din Fălticeni a aliniat un lot format din sportivii: Teodor Călugărița, Cosmin Cernăuțean, Vasilis Simos, David Miron, Răzvan Dănilă, Richard Vrabie, Alexandru Viziteu, Adrian Holotă, Denis Irimescu, Gabriel Albu, Silviu Ianoș și Fabian Todică. Pe 6 martie, CSŠ Nicu Gane Fălticeni va încheia returul seriei cu o partidă pe teren propriu în compania celor de la CSŠ Râmnicu Sărat, iar în aprilie va participa la turneul semifinal. În penultima fază a competiției s-au calificat 16 echipe din țară, ce vor fi împărțite pe 4 grupe, clubul din Fălticeni sperând să organizeze pe teren propriu turneul grupei în care va pica.